Pițurca a avut dreptate cu momentul ăla în care s-a băgat și de-aia a plecat Pițurca mea, așa mi-aduc aminte. Așa, și totuși, mai departe decât atât, echipa care funcționa era o echipă care o știam. Știai că e Dică, că e Iacob, știai că e la mijloc Rădoi, știai că sunt Ghionea, Goian, adică nu aveai idei noi, nu aveai ce idei noi să ai. Adică, până la urmă, trebuie să se clarifice echipa, asta e ideea. Acum știi că l-ai pe Băluță pe dreapta, pe Coman pe stânga, în atac acolo, probabil, nu știu, acolo e neclarificat când se va clarifica și poziția aia. Adică poate că și capacitatea lui de a interveni în echipă va scădea în momentul când jucătorii vor fi și ei clari pe terenul ăla. Adică aici e ideea, știi cumva, că ce, scos pe șutul, scos pe Olaru? Da, numai că dacă Gigi Becali va ieși campion cu FCSB în acest sezon, ideea de antrenor va primi o lovitură puternică și atunci mulți alți patroni vor prinde curaj și vor fi și mai implicați în ceea ce se întâmplă la echipele lor. Din informațiile mele, sunt foarte mulți antrenori care se bagă peste echipă, dar diferența dintre ei și Becali este că... patroni. Scuze, patroni. Care sunt și antrenori. Îi confund. Adică n-ai greșit. Da. Problema e următoare. Sunt foarte mulți, dar... Sunt foarte mulți antrenori care se bagă peste antrenori. Se bagă pe... Hai să zicem așa. Sunt foarte mulți patroni care se bagă peste antrenori, doar că diferența este că nu vor să se știe lucrul ăsta. Adică nu vin și la televizor, nu vin și la Prosport Live, să zică, domnule, am făcut schimbarea cu... Adică nu se și împroprietăresc cu chestia. Chiar și Gigi Becali a avut această perioadă de putibonderie. La un moment dat nu recunoștea, că nu știm, că nu e adevărat, că nu știu ce. Păi și noi, mă, a avut o perioadă până, niște mulți ani până când s-o dea pe față. S-o până pe față. Ideea nu tare, că până la urmă problema e că în momentul când faci lucrul acesta, tu îi scazi autoritatea antrenorului. Adică antrenorul pare că... el este antrenorul cu autoritate. Da, dar totuși la antrenament, adică eu așa mi-aduc aminte că se punea problema în momentul când intervenea Becali, părea că antrenorul era o chestie de care își băteau joc jucătorii. Adică ne aducem aminte că la echipa lui Becali își băteau joc jucătorii de Hagi. La FCSB s-a implementat sistemul englezesc în care ai manager și coach. Iar Gigi Becali este manager, precum Ferguson, să zicem, iar coach, cel care efectiv se ocupă acolo cu sprinturile, cu pregătirea și așa mai departe, pregătirea fizică și așa mai departe. Ți-a aduce aminte cine a încercat să fac chestia asta, Mihai? Mihai, ți-a aduce aminte cine a încercat să fac chestia asta? Pițurca, când am venit la ultimul mandat, la ultima descălecare, da, îl aruncase pe acolo, pe postura de antenor. Pe Ștefan Iovan. Nu pe Ștefan Iovan, pe cel care a fost și la Dinamo, a făcut infart, cum îl cheamă? Eugen Neagoe. Eugen Neagoe. Dar știu că la un moment dat și a funcționat și cu Ștefan Iovan. El era, da? Și cu Ștefan Iovan? El era tot așa, ca Victor Pițurca a fost în mai multe mandate. Era manager. Nu, la ultim. Era manager. Da. N-a dus pe Rădus, făcuse el echipa. Era manager, stătea așa, era important, îmi place lui și s-a gândit, domnule, eu sunt... El avea o postură, o impresie în legătură cu el. Stau eu să le zic ăstora la antrenamente, să alerge, să facă, nu știu ce, eu sunt măreț. Avea măreția asta lui. L-a pus pe Iovan și sau pe Eugen Neagoe să facă. Te duci tu și faci antrenament. Neagoe, da? Neagoe. De ce? Aici e un asta și eu sunt fascinat. Eu am crezut că e greșit. Nu. Neagoe. Așa este. Păi sunt două cuvinte, Neagoe? Adică, știu că la antrenori era altfel, era Mister Goe, nu era Neagoe. Da, din... Piții era Nea, nimeni nu cea Mister Pițurca, nimeni nu cea, tot deja, Nea Piții. Din meandrele concretului în dialectul oltenesc, adică avem niște accente puse mai, da, niște verbe care sunt folosite mai, adică e un pic așa mai altfel. Da, am mai văzut la... Și înțeleg că... Dar uite, toată viața am trăit cu impresia, învățând de la școală, că bătălia aceea faimoasă a lui Mihai Viteazu a avut loc la Șelimbăr. Da. Și când colo ea a avut loc la Șelimbăr. Șelimbăr și ăsta la altul, da. Rotariu. Ai văzut că nu e Rotariu cum era pe vremea mea. Pe vremea mea așa era. Iosif, da. Rotariu era Iosif Rotariu. Acum este Rotariu. Și că așa ar fi corect, Rotariu. Rotariu. Dar mi-a spus foarte frumos într-o emisiune Iosif Rotariu, da, că el vrea în continuare să-i se greșească numele, pentru că așa este cunoscut. Și Rotariu nu vrea să se afunde și mai mult în uitare, schimbându-i se pronunția numelui, știi? Foarte frumoasă a explicația, fost, da, explicația, corect, da, rămâne așa, domnului Rotariu. Rămâne așa, da. Chiar și după aceea, prin extensie, am auzit că toată viața am zis Partizan Belgrad, că e Partizan. Nu mai dai de acum. Am zis Dinamo Zagreb, e Dinamo. Dom'le, eu știam că când juca echipa națională fotbal era Galca. era Stelea, da, adică ăștia erau românii noștri până la urmă. Avem un colaborator aici la Prosport Live, Gabriel Cânu, căruia un faimos comentator român i-a spus Canu. Adică, pentru că nu avea, știi cum e cu diacriticile la noi? Nu avea diacriticile. Deși Canu era în atac, era în apărare, Cânu. Da, și mie mi-a zis o doamnă de curând că cardul pe care a trebuit să-i arăt nu este al meu. Vedeți că nu e cardul noastră, pentru că la Mironica nu era trecut ul. Și atunci părea să fie al unei doamne, așa mi-a spus. Ai văzut că... Păi și zic, câți doamne? Ai văzut că celălalt nume este numele de familie, mi-a zis, și Mironica este numele mic al unei doamne. Și la Steaua zice FCSB și la... Dom'le, nu mai nume de-astea alambicate, nu se mai știe, dom'le, cum îi cheamă pe unii și pe alții. E nebunie de pe lume. Hagi rămâne Hagi. Atenție, la Hagi n-am auzit. Hagi sau... Nu, și acolo este o problemă legată de lume, pentru că... A fost un Hagi cu J. De-a lungul timpului a existat... FC Farul Constanța, știi? Și acum echipa se cheamă FCV Farul, știi? El a ținut să pună și această particulă V care să aducă aminte de proiectul lui inițial. Și, na, avem acum un